Să deschidem cuvântul Domnului în cartea profetului Ieremia, capitolul 6, cu versetul 16. Avem și element profetic. Așa vorbește Domnul. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi. Care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Amin. Ocupăm locurile. Vreau să vă spun că există o diferență între lucrurile vechi și lucrurile învechite. Lucrurile învechite sunt lucruri pe care nu le mai porți. O haină care s-a învechit, nu mai e la modă, clar nu mai porți. Păpuși care s-au uzat, s-au învechit, nu-i mai porți. Dar lucrurile vechi sunt lucrurile de valoare. Nu tot una este cu o haină pe care nu mai porți de 10 ani și o ții la naftalină, cu tabloul lui Grigorescu, carul cu boi, care valorează 150.000 de euro. Tot așa este diferență între încredințări și principii. Credințările sunt personale, dar principiile sunt ca un fir roșu care străbat Scriptura. Sunt fundamente. Multă vreme biserica s-a bătut pe încredințări, dar nu pe principii. Dom'le, unii aveau încredințarea că surorile trebuie să poarte baticul în față, în spate, nu contează, oricum, purtați-l. Unii zic, dom'le, cravata e păcat. Și am fost într-o biserică și am rămas șocat, eram singurul cu cravată din biserica aia. Gândiți-vă cum se uitau la mine. Le-am zis, fraților, vreau să vă spun ceva. Cel mai mare păcat, am îndrăznit, câteodată mai îndrăznesc așa. Cel mai mare păcat, le-am zis, cravata mea sau mașinile unora din curte? Cravata mea sau casele unora? Că unii dau concurență. Care e mai mare păcat? Că merg în unele biserici, nu dau nume, unde ți-e... Dacă m-aș duce cu mașina mea, trebuie să parchez la două străzi distanță și să vin pe jos. Cu ce ai venit, frate? Cu bol. Trebuie să... Că n-ai ce face. Unii, domnule, dureros, din încredințări s-au despărțit biserici, din doctrine secundare. E dureros asta. Am asistat odată la despărțirea unei biserici, că frații nu știau cu ce se ia cina, domnule. Pahar, păhărele. Unii ziceau pahar, altă galerie, păhărele. Altă galerie striga pahar, alta păhărele. Și au zis, fraților, gata. Ne dezbinăm. Alt predicator încerca să ne învețe omiletică, un pic de omiletică, și zicea, fraților, noi eram tineri atunci, să nu ridicați cumva mâna când predicați mai sus de cap. Și am stat și m-am întrebat de ce. Răspunsul lui a fost asta. Capul este Domnul Iisus. Nu mai lasă-mă. Dar Biblia zice să-mi ridic mâinile spre Sfântul Lucaș. Avem libertatea să le ridicăm. Numai prea puține biserici mai sunt care își mai ridică mâinile. Un pastor zicea la un moment dat într-o biserică, fraților, zice, aici la noi, noi nu ridicăm mâinile, doar mâinile inimii. Serios. Și multă vreme, domnule, ne-am bătut, domnule, pe încredințări, că asta, că dacă unul prin botezul cu Duhul Sfânt într-un picior, înseamnă că toată biserica trebuie să se pună în spatele lui, așa, în șir indian, că să creadă ca el. Frați, ascultați-mă, unii au făcut din încredințări norme și din experiențe norme, normă numai Biblia lui. Nu experiența mea, nici a dumitale, normă este Biblia, punct. La un moment dat eram într-o biserică, nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, să uitați să beți apă. Am uitat pur și simplu să beau apă în duminica aia. Iar al treilea program, eram într-o biserică mare, la o binecuvântare. Și ce m-am gândit eu? Era un băiat aici la cor și am zis, te rog frumos, adu-mi pahar cu apă, dar eram jos, stăteam. Mi-a dus băiatul, mi-a dus un pahar cu apă, l-am băut, nu m-am săturat. Te rog, încă unul, i-am zis. S-a dus repede. Mi-a mai dus încă un pahar cu apă și mă ridic la amvon să predic. Marți, după ce am predicat, primesc un telefon în numele unei grupări.
frate Marius, deja cum a sunat vocea lui, mi-am dat seama că exprimă o gravitate fantastică, depusul disciplină. Frate Marius, cum de ți-ai permis să bei apă la amvon? Și am zis, ce ai zis? M-am și supărat, nu știu dacă m-ați văzut de nervos. Nevastă mea, da. I-am zis, bun, păi noi de la apă nu ne mai am autorizat. Bine, mă, așa, cum zicea Revanchel, noi tot vânăm șoareci în timp ce lei ne mănâncă țara, tineretul. Și am zis, bă, dar ce ai voie la învolnul vostru? Să mor, am voie acolo. Oameni buni, ascultați-mă. Este diferență între încredințări și principii, dar în această dimineață vreau să vorbesc despre principii vechi pentru o generație nouă. Și primul principiu vechi pentru o generație nouă este principiul genunchilor bătătoriți. Citiți-mă la un moment dat despre un om al lui Dumnezeu prin care a izbucnit o trezire spirituală în sudul Indiei, John Hyde se numea. În momentul în care omul acesta a murit, l-au luat să-l îngroape, au rămas șocați, genunchii lui arătau ca genunchii unei cămile și în momentul în care a intrat în camera lui, au găsit în podea două găurele, erau urmele genunchilor. Știți că în dimineața asta sunt două categorii de oameni. Oameni care se roagă și oameni care își spun rugăciunile. Este diferență în a-ți spune rugăciunile și a te ruga. Oamenii care se roagă sunt oamenii care n-au nicio treabă. Inerție, domnule, din inerție. Aceleași cuvinte în fiecare săptămână. Doamne, ziceți, mulțumesc pentru tot. Sunt ca și copiii. Copiii se roagă tot. Doamne, îți mulțumesc pentru masă, îți mulțumesc pentru mama, îți mulțumesc pentru tata. De fiecare dată când îi pui pe copii să rostească aceeași rugăciune, copiii mei aceeași rugăciune de fiecare dată o rostesc. Am avut un om în comitet, era casierul bisericii. Dacă îl puneam să se roage de 10 ori în duminica aceea, de 10 ori scotea o foaie de hârtie și își rostea rugăciunea de pe foaie. Pentru că este diferență în a te ruga și a-ți spune rugăciunile. Oamenii care spun rugăciunile, oamenii folosesc același, oameni se și gândesc la altceva în timp ce se roagă. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să vă rugați și din ce vă rugați să vă faceți planuri pentru săptămâna viitoare. Ăștia sunt oamenii care spun rugăciunile. Dar oamenii care se roagă sunt oamenii care intră în prezența lui Dumnezeu. Sunt oameni care fac din rugăciune nu neapărat o corvoadă, ci o responsabilitate și o pasiune. Iisus Hristos spunea la un moment dat că închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Adică oamenii aceștia intră în prezența lui Dumnezeu prin calea nouă pe care Iisus Hristos ne-a deschis-o. Știți că ne putem ruga în orice loc și în orice loc putem să intrăm în prezența lui Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor. Păi în momentul în care Iisus Hristos, când a murit și a dat Duhul și a zis s-a isprăvit, în momentul acela, în loc să fim nimiciți noi, în momentul acela Dumnezeu a început să ne deschidă o cale nouă spre prezența Lui. S-a rupt perdeaua templului de sus până jos. Și ne-a permis Dumnezeu să intrăm în prezența Lui, acolo unde se coboară șechina, acolo unde se coboară îndurarea Lui, acolo unde se coboară puterea Lui, acolo unde se coboară Duhul Sfânt, acolo unde se coboară îndurarea Lui și acolo ne face să simțim prezența Lui și să ne prăbușim și să rostim cum a rostit Isaia, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul! Oamenii care se roagă sunt acei oameni care intră în prezența Lui Dumnezeu. De ce s-a rugat Iisus? Știți de ce s-a rugat Iisus? Nu s-a rugat în primul rând că a fost Dumnezeu. Iisus a stat nopți în rugăciune pentru că a fost om și a avut nevoie să fie dependent de Dumnezeu. Rugăciunea reală înseamnă dependență. Oamenii dependenți se roagă, oamenii dependenți nu se mai roagă. Oamenii dependenți vin cu planurile lor înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, sunt planurile noastre, dar nu ne bazăm pe planurile noastre. Știți de multe ori cum suntem noi. Doamne, zice, asta e facultatea la care vreau să merg. Știți că înainte, ca să-și aleagă Iisus Hristos ucenicii, o stat o noapte întreagă și s-a rugat înaintea lui Dumnezeu.
În momentul în care și-a terminat rugăciunea dimineața, a ales dintre ei 12 ucenici. Știți câteodată cum suntem noi? Cam așa suntem noi câteodată. Doamne, zice, asta e facultatea la care vreau să merg. Asta e băiatul pe care mi l-am ales. Asta e biserica pe care, la care vreau să merg. Asta vreau să fac. Asta vreau să fac și te rog frumos, Doamne, pune-ți parafa pe planurile mele și fii de acord cu ele. Dar oamenii care se roagă vin înaintea lui Dumnezeu cu o foaie goală și spun, Doamne Dumnezeul vieții, care e planul Tău cu privire la mine? Scrie-l aici. Ce vrei să fac? Care e voia Ta? Scrie-o aici, Doamne! Și eu mă voi supune voii Tale în orice moment al vieții mele. Iisus Hristos în primul rând s-a rugat pentru că a fost om. Nu că a fost Dumnezeu, știu, Dumnezeu a fost om 100% și Dumnezeu 100%. Umanitatea lui avea nevoie să depindă de Tatăl, umanitatea lui avea nevoie să fie încărcată în fiecare zi. Știți, dragii mei, că în lumea asta, cu toate provocările acestea, cu demonicul, cu tot, cu duhurile răutății care stau la pândă să ne nimicească, să ne biruiască pur și simplu. Noi ne golim, intrăm în contact cu oamenii, le rostim Evanghelia, tensiune la lucru, vine colega întoarsă cu susul în jos, nu știi ce are, ascultă-mă, noi ne golim în fiecare zi, de aceea avem nevoie să fim reîncărcați ca și telefoanele, de aceea Iisus Hristos avea nevoie să fie reîncărcat, pentru că la un moment dat când s-o atins femeia cu scurgere de sânge de el, spune cuvântul lui Dumnezeu că din el ieșise o putere. Pentru că în momentul în care nu vom sta în prezența lui Dumnezeu să ne încărcăm în fiecare zi, ascultați-mă, vom falimenta. Vom deveni epave spirituale. Iisus Hristos a fost singurul om care n-a avut ce mărturisi. Gândiți-vă, n-a avut niciun păcat să mărturisească și totuși, pentru el rugăciunea era relație, era pasiune. Pentru că rugăciunea nu este monolog. Ci rugăciunea este dialog, e conversație cu Dumnezeu, înseamnă relație și într-o relație tu ai, nu ai monolog, ci într-o relație tu ai dialog. Cum zicea Ezechiel, el mi-a vorbit, eu i-am răspuns, el mi-a vorbit. Rugăciunea e pasiune, e relație, e dialog. Știți cum sunt unii oameni? Ca așa cum eram și eu când eram prunc. Ne strângeam vreo 6-7 băieți, cei mai cumiți băieți de la bloc. Noi nu făceam prostii, eram cumienți. Și, hai bă, zice, le ziceam, să mergem să sunăm pe la uși. Dar nu mergeam la mine în bloc, era tata acolo și știam că dacă tata află, se cutremură blocul. Și la un moment dat, mergeam la alte blocuri, sunam la uși și fugeam. Sunam, insistam, că vedeam că nu deschide, cred că mai și dormeau oamenii, că era destul de târziu. Insistam. Și în momentul în care auzeam pași, că vin pe hol acolo, cu un bloc de beton sau orice, și la un moment dat fugeam. Unii nu mai nimeream scara blocului. Și când deschidea omul, nimeni. Pentru că unii dintre voi, probabil, v-ați rugat aici, Doamne, ai milă de pruncul meu, ai milă de fata mea, ai milă de starea mea spirituală, ai milă de... Atât. Și când se deschide Dumnezeu ușa, nu mai ești acolo. Rugăciune e dialog, e relație, e ușa deschisă a lui Dumnezeu, unde te găsește. Pentru că pe atâția oameni Dumnezeu zice, da, îți răspund. Și când se răspundă, unde-i? Știți care sunt, cel puțin, dacă și pentru candidații de botez, sunt două teste supreme. Primul test, pune să se roage. Cu durere o spun, merg pe la ser de tineret și observ că pruncii noștri tineri nu se știu ruga. Rugăciunea se învață. Spurgeon spunea, mai bine învăț un singur om să se roage decât 100 să predice. N-am treabă cu predicatorii. Vreau să scoată în evidență cât este de importantă rugăciune. Pune să se roage pe candidații de botez, e un test. Și în al doilea rând scoate la fotbal. Vei vedea acolo dacă a fost schimbat sau nu. Dacă se scapă sau nu se scapă. Am pățit așa. Și am zis clar, ăsta e un test suprem.
Știți, noi câteodată am pus poveri ca și predicator, ca și păstor pe voi. Am tot predicat, oameni buni, rugăciunea este de la o oră în sus. Și s-au dus oamenii împovărați acasă că trebuie să se roage de la o oră în sus. Dar ascultați-mă, pasul pe care îl fac de aici la Bisles sau drumul începe cu primul pas. N-am cum să parcurg, deși mi-aș dori să parcurg tot drumul. Începe cu primul pas. Fără cămăruță, ce înseamnă cămăruță? Locul acela intim unde stai numai tu cu Dumnezeu. Pentru că fără cămăruță, Iisus Hristos spunea în felul următor. Tu când te rogi, nu dacă. Pentru că în mintea Fiului Dumnezeu nu putea să conceapă ca vreun membru de la Geneza sau de la Bistrița să nu stea în prezența lui Dumnezeu să se roage. Ci tu când te rogi, când ai momentul ăla în intimitate cu Dumnezeu, când hotărăști să te pui deoparte. Pentru că fără cămăruță, ascultați-mă, rugăciunea aici nu doar că este ineficientă, ci este și insuficientă. Bun, ce înseamnă cămăruță? Noi v-am spus, am pus poveri pe voi, de la oră în sus, că așa s-a rugat Domnul Iisus în grădina Ghețimani, când a zis lui Petru, ceea ce oră n-ai putut să veghezi cu mine? Ei bine, v-am spus așa, drumul spre Biserică începe cu primul pas, ascultă-mă, s-ar putea să nu te fi rugat de mult, că un sondaj câteodată mint, dar câteodată destul de realiste, exprimă ceva, ne spun ceva, ne trag un semnal de alarmă. Un sondaj din America spunea că slujitorie, majoritatea din ei nu petrec nici 3 minute cu Dumnezeu pe zi. Dar de unde să fie atunci power la învoane? De unde să fie ungere? Dacă nu petrecem în prezența lui Dumnezeu, de unde? Am vorbit despre Wesley, am vorbit despre care se ruga 2 ore. Martin Luther zicea că sunt atât de ocupat încât nu mă pot ruga, n-am cum să nu mă rog 3 ore pe zi. Edward McKendry Bounce îți lua cel mai bun costum de pe el și se ducea și se ruga, se trezea la 4 dimineața și se ruga. Bun, ce să faci? N-ai o viață de rugăciune. Te chinui să o începi. Vii la biserică, ai conștiința, te mustră pentru că nu te-ai rugat săptămâna asta cât o trebuit. Ce să faci? Simplu, ascultă-mă. Pune-ți deoparte cu Dumnezeu începând de astăzi 5 minute. Stai pe genunchi cu Dumnezeu și spui, Doamne, ăsta e momentul în care eu voi sta cu Tine. 5 minute. Stai săptămâna asta 5 minute cu Dumnezeu. Dă-i 5 minute lui Dumnezeu. E un paradox să zici, dă-i 5 minute lui Dumnezeu. Dar mă înțelegeți. Pe urmă, peste 2 săptămâni, stai 10 minute cu Dumnezeu. Peste 3 săptămâni, stai 25 de minute cu Dumnezeu. Și într-o lună și ceva o să ajungi să te rogi o oră. Ești mama aici și probabil ești mustrată în cugetul tău. Domnule, nu m-am rugat săptămâna asta cu tot trebuit. N-am stat în prezența lui Dumnezeu. De asta am spus că am pus poveri peste voi. Ascultă-mă ce spun. Ai responsabilități. Da. Dumnezeu zice, astea sunt responsabilitățile tale. Să faci curat în casă, să îți îngrijești bărbatul și spui, o, zice, nu m-am rugat astăzi. N-am stat în prezența lui Dumnezeu. Ascultă-mă ce să faci. Speli hainele, speli vasele. Este rugăciune tip flash, știi cum îmi dau flash-uri ăștia când îți polițiștii? Când îi poliție, când e un radar, îți dau ăștia flash-uri așa. Bun, există rugăciune de tip flash, știți cum îi? Speli vasele, spui, Doamne Dumnezeule, te rog frumos, îi la liceul ăla în Oradea, da, Doamne, zice, am auzit la știri că umblă drogurile pe acolo, te rog frumos, Doamne, păzește-mi pruncul de anturaje. Speli, pui în mașină hainele, reglezi temperatura în mașina de spălat. Doamne, nu știu unde l-a trimis șeful pe soțul meu astăzi să ducă marfă. Nu știu, Doamne, dar în numele lui Iisus, pune-ți mâna peste mașină. Trece o salvare pe lângă tine, s-ar putea ca cel din salvare să nu-L cunoască pe Dumnezeu. Nu-i problemă, te rogi, stai în prezența lui Dumnezeu. Rugăciune de tip flash, spui, Doamne, mântuiește-L pe ăla din salvare. Dacă nu te cunoaște pe Tine, păzește-L, descoperă-te Tu. Nu știu cum, cumva trebuie să te descoperi. Ascultați-mă, stați la semafor, cât? 80 de secunde, 70 de secunde. Puneți-vă capul în piept și stați în prezența lui Dumnezeu și rugați-vă. Există rugăciune. De aceea zicea Pavel, rugați-vă neîncetat. Adică nu înseamnă să te duci într-o chilie, să te izolezi. Nu, adică să cultivi înăuntrul tău o stare de rugăciune tot timpul. Al doilea principiu este principiul Bibliilor uzate. Am un prieten foarte bun care mi-a zis, v-am mai spus de el așa parțial aici, 37 de ani a fost pentecostal.
De 5 luni zicea Marius să și pocăit. Și au zis așa, băi, spre rușinea mea ți-o spun, că eu nu am avut o Biblia mea. Deci o spun pe rușinea mea, o Biblia mea n-am avut în viața mea, uite-s căsătorit, am copii, n-am avut o Biblie. Dar uite, am pe inimă, omul avea bani, o zis, atunci erau apărute Bibliele aurite, frumoase, cu fermar, cu explicații, cu... Când vedeai când un păstor cu aia aurită tot. Și la un moment dat îmi zice, uite, am făcut o comandă, dar uite, Marius, am făcut și pentru tine comandă să avem amândoi Biblii la fel, așa frumoase, mari. Și am zis, bă, l-a văzut să fie Domnul. A venit comanda, Biblia lui, Biblia mea. Numai că în perioada aceea mă sună fratele păstor din biserica noastră atunci și îmi zice, Marius, trebuie să merg la mormântare în America. Uite, trebuie să ajung la o evanghelizare, trebuia să ajung la evanghelizare în satul cu tare, te rog frumos, du-te în locul meu. M-am dus în locul lui. L-am luat și pe prietenul meu Ivan cu mine, Biblia nouă el, Biblia nouă eu. Numai că, la un moment dat, conducătorul știa că eu vin, păstorul acelei biserici nu știa că vin eu. Și intră păstorul bisericii, doamne, ascultați-mă, îmi asum ce spun. Păstorul mai plictisică ăla, în viața vieții mele n-am văzut. Și nu era bătrân. Doamne, venea, parcă venea la moarte. Se așează și încearcă să-i spună conducătorul că Victor nu poate să vină și m-o trimis pe mine și să vină la mine și da, ăsta cine mai. Ok, o trecut cum o trecut. Dar înainte să mă prezinte, nu știam de ce se uită la Biblia lui și se uită la Biblia mea. Și se ridică înainte să predic, în fața bisericii, ridică Biblia așa. Fraților, uitați-vă la Biblia asta. Deci Biblia asta e uzată, nu ca altora care e nouă. Predică, Marius. Știți că avem Biblie până la 5-a generație? Deci avem Biblie până la 5-a generație de acum încolo. Deci avem Biblie pentru sportiv. Nu? Uite, îl văd pe prietenul meu Andrei aici. Am cazat în camera cumnatului lui și nu știu, m-am uitat la o carte colorată. Deci era colorată cartea, interesant, s-a trăgea privirea că tot ce e colorat. Și mă uit pe copertă, scria Biblia pentru sportiv. Am zis, bă, interesant. Dar știți, avem Biblie și pentru ăștia care se dau cu motocicleta. Dar avem Biblie pentru biker Bible. Avem Biblie pentru surori. Lăudați să fie sus, avem alea roz, frumoase, floricele. Da, le avem. Avem Biblia Fidela. Biblia asta Fidela, vreau să vă spun că un prieten de meu baptist mi-a zis, băi, noi am scos Biblie mot-a-mot după original. 100% după original asta. Din greacă, așa cum am tradus-o în greacă și în română. Și am zis, bă, ok, dă-mi-o să o citesc. Dar ce, nu, ți-o dau cu cadou, iau. Am zis, mulțumesc. Băi, frumoasă, deci are niște foi subțiri, frumoase și Biblie destul de confortabilă, uzuală, tot. Dar am ajuns la Matei capitolul 3, unde Matei capitolul 3 zice așa, și Ioan Botezătorul. Dar în Biblia Fidela zice așa, și Ioan Baptistul. Am zis, e clar. E clar, e clar. E mot-a-mot după original. Dar avem și Biblia noastră, mai spre noi, acea Biblie de studiu pentru viață de plină, e spre noi. Spre... Dar avem, deci asta am vrut să scot în evidență, că avem material până la 5-a generație, oameni buni. Dar paradoxal, atât de puțină cunoștință. Atât de puțină cunoștință. Știți după ce îți dai seama? Când mergi la biserici și citești un text mai lung, îți dai seama că oamenii sunt plictisiți de Biblie. Acum, nu de asta am citit textul scurt, să nu credeți că de asta am citit textul scurt, dar mă uit, când citești un text mai lung, mă uit prin biserici.
Oamenii sunt plictisiți, sunt terminați, sunt torturați, pentru că știți de ce? Oamenii nu mai obișnuiesc să trăiască, să citească Biblia. Suntem o generație, nu am treabă cu shorturile, sunt bune. Și astea le-am făcut pentru o nevoie specială, pentru că citim în imagini de multe ori, ne plictisesc predicile, nu mai putem din 10 în 10 minute, trebuie să vă refocusăm, pentru că din 10 în 10 minute începem să vă pierdem. Nu, de-ați shorturile, suntem obișnuiți cu mesaje scurte, domnule, scurte. Nu mă refer la shorturi, la pantaloni scurți, mă refer la acele filmulețe de un minut, mă refer la acele filmulețe de două minute, pentru că generația asta nu mai poate să asculte o predică întreagă, ne trebuie foarte mult, nu degeaba, dragii mei, ascultați-mă, bolile de depresie s-au înmulțit, pentru că noi facem foarte multe lucruri într-un timp relativ scurt. Noi tot timpul suntem conectați undeva. Păi de asta bătrânii noștri, părinții noștri veneau de la muncă să deconectau. Dar noi, ascultați-mă, noi venim de la muncă, din mediul acesta stresant, cu șoferi care îți arată pumnul, cu clanxoane prin Oradea, cu spărturi, cu ștauri, cu tot felul. Știți ce facem? Tot timpul conectați. Breaking news, ne vine acolo notificarea. Ping! Oare ce o să fie? O cutremur în Maroc, cutremur în Turcia, crimă acolo, 2 mai, nu știu ce, ți-e frică să mai ieși pe stradă, ești terminat pur și simplu, te culci conectat, te trezești conectat. Și ne mirăm că oamenii nu mai sunt în stare să citească Biblia pentru că sunt defocusați, nu pot să stea într-un loc. Avem generația asta, TikTok, totul e rapid. Iubim în fugă, vorbim în fugă, conducem rapid, venim la biserică. Lăudați să fie Domnul că aveți aparatul ăla aici. Multe biserici nu au nici măcar pe ăla. Că mai aveți unde sta, schimba două vorbe, înainte, după. Dați biserici în care la sfârșit pe locuri fiți gata și start, unde e? Rup poarta, domnule, mă doare pentru că vin dintr-o biserică baptist, am fost baptist, parțial am rămas, când păstorul baptist, ascultați-mă, rostea binecuvântarea și iubirea Tatălui și harul Domnului Iisus și împărtășirea Duhului Sfânt, toți stăteau așa, primim binecuvântarea păstorului. Dar nu uita la biserică în care vin. Când păstorul rosește cuvintele astea, pace, pace, s-au dus. Nu mai avem răbdare. Asta îmi spune că trecem printr-o criză fantastică. Vorbești cu tineri. Alex, dă-mi pe telefonul de acolo. Vorbești cu tineri. Ce faci? Bine, frate Marius. Ești bine? Da. Sunt bine. Cum a fost la... bine. Nu, bine. Ce ai zis? Nu ai ce discuție. E un sindrom. E o boală psihică. Ascultați-mi, e o boală psihică. Specialiștii spun că telefonul este încă un organ în plus crescut generației noastre. Nu putem. Vreau să vă întreb, dar să-mi răspunde sincer, nu vă pun să ridicați mâna că într-o biserică erați. Nu. De câte ori v-ați întors din drum? Pentru că v-ați uitat telefonul acasă. Ați parcurs 2 km și într-o dată șoc, cardiorespirator. Unde-i? Unde-i? Prin mașină, nu mi-a căzut sub... N-am citit aseară Biblia. Nu mai contează. Ezra, ascultați-mă. Ezra a scris Psalmul 119. Omul ăsta a fost iubitor de carte, de Biblie. Apropo, vă salut cu Psalmul 119. A fost un iubitor. Doresc mai mult legea ta, mă bucur. E mai dulce ca mierea. Tânjesc după legile și poruncile tale. Mă desfătez în legea ta. El a scris, știi cum mă voi păzi de păcat?
strângând Biblia aici. Știți de ce trăim într-o perioadă a falimentelor? Dacă acuz câțiva zeci de ani divorțul, era păcat să-l spui, să-l rostești. Acum pe buzele neoprotestanților, cuvântul divorț apare din ce în ce mai mult, începem să ne obișnuim cu el. A contactat o soră din biserică pe soția mea cu întrebarea: soră Cristina, e păcat să divorțez? Ce? Îți pui întrebarea dacă e păcat să divorțezi? Din orice. Nu-i convine părul ei. Că a luat-o el, că nu... Și-o împins-o un pic pe pat. Dom'le, Doamne, m-a agresat. Divorț, tot. Știți de ce? Pentru că principiile Bibliei nu mai sunt fundamentate aici. Folosim versete numai să ne trimitem, le punem la stare să arătăm că și noi și ne trimitem versete, ne bombardăm cu versete din Biblie, punem pe Facebook, Instagram, tot felul de iconițe și tot, dar noi nu mai citim Biblia. Știți că mai de mult bătrânii noștri își vindeau animalele pentru a procura o foaie din Scriptură. Așa foame aveau. Pe la o biserică erau rare Bibliile, mergea pe la o biserică, pe la toate biserica mergea așa Biblia, până se uza, până se rupeau toate foile. E dureros că în vremea asta nu mai citim Scriptura. Bătrânii noștri nu trebuia să aibă Biblie cu degete. Nu? Ei știau, domnule, unde e Matei? Păi pe aici e Matei, uite aici e Matei. Uite, aici e Matei. Unde sunt psalmii? În inima Bibliei, aici psalmii. Unde Iov? Unde? Nu le trebuia degete. Dorel, l-ai prins pe ea cu coma la institut. Mi-a zis un prieten de-a meu, a intrat în sala care a făcut institut, a intrat ea cu coma în sala de curs și la un moment dat erau atunci apărute Bibliile cu degete, știți? Și ea cu coma în Biblia de pe... masa studentului se uită la ea. Mă. Bă. De ce tu ești handicapat? Și zic, domn profesor, dar cum? Mă, omule, atât de bine trebuie să știi Biblia, încât nu trebuie să te uiți Ieremia. Nu, Iov, Ieremia. În momentul în care am băgat Scriptura, am pus-o în sertarul vieții noastre, ascultați-mă, noi l-am pus pe Dumnezeu acolo. E acolo, în sertarul vieții noastre. Am slujit într-o biserică micuță. În județ la noi. Și ascultați-mă, jumate din familiile bisericii aveau probleme. Copii împotriva părinților, părinții împotriva copiilor, unii împotriva altora. Era un haos total. Și am zis, măi, să le fac câte o vizită pastorală celor cu probleme. Dar intenționat, nu mi-am luat Biblia cu mine, am vrut să vedem cât de mult citesc frații mei Biblia. De la fiecare casă la care plecam, le spuneam fraților: Vă rog tare mult să aduceți o Biblie să facem o rugăciune. Majoritatea zăboveau. Când găseau Scriptura, veneau și zicea, frate mare, să fie Iisus. Acum zice, ne rugăm, da, dacă mai avem ce. S-ar putea să ai probleme în familie. S-ar putea să ai probleme doctrinare de direcție. S-ar putea să fii bulversat. Că și berbece, că și ăla, că și cu tare. Oameni buni. Când citim Biblia, n-avem cum să ne rătăcim niciodată. Înțelegeți? Atât de bine trebuie să citim Biblia,
încât la sfârșit să cunoaștem, să mă trageți de mânecă și să-mi spuneți aici, n-ai fost biblic. Vreau să mă apropiu de încheiere. Spunea Hristos, voi vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Mă uit la fetele de aici. Câte sunteți necă? Puteți ridicați mâna. Nu să se uite băieți, stați niște. Ascultați-mă. Știți cum să testați un băiat? Care vă spune, ești dragă, vreau să mă căsătoresc cu tine, îți promite luna de pe cer. Știți cum să-l testați? Simplu. Uitați-vă după Biblia lui, că mergeți la el. Dacă e tot acolo 2 săptămâni, 3, ascultați-mă ce vă spun. Fugiți, derupeți pământul. Să nu vă mai uitați înapoi cât trăiți voi. Dacă n-are însemnări, dacă n-are maxime în ea, dacă n-are, în data cu tare mi-a vorbit Dumnezeu și odată pe un verset, ascultați-mă, fugiți de el cât rupeți pământul. Pentru că cea mai importantă zestre cu care trebuie să intrați în viața de căsătorie nu-i zestrea materială. Că cei că-i fiul păstorului? Și cei dacă-i Hovni și Fineas? Și cei? Și cei? Și cei că dacă poartă Boss și Gucci și Armani și toate? Și cei? Cea mai importantă zestre cu care puteți să intrați în viața de căsătorie e zestrea spirituală. Asta să nu uitați niciodată. E zestrea spirituală. Dacă n-are zestre spirituală, e zero. Ți-ar place să mai ai pe lângă bărbatul tău încă o amantă? Să-ți mai aduc acasă? Pentru că te-ai dat la mușchii lui. Dar sala spirituală nu mai făcut-o. Și ce dacă seamănă cu... Cum îl cheamă pe ăla? Așa, Brad Pitt. Și cu Schweizenegger. Și ce-i? Când el n-are în inimă nimic și în cap nimic absolut. Și ce-i? Fete scumpe, ascultați-mă. Ascultați-mă. Fugiți de astfel de băieți. Și viceversa. Citiți-ne la un moment dat despre o fată care a rămas oarbă. S-a născut cu o boală la ochi și un medic ambulant i-a prescris la un moment dat un medicament greșit și a lăsat-o oarbă pentru toată viața ei. La vârsta de 13 ani, fata aceasta primește Evanghelia după Marcu, acea Evanghelie destinată orbilor, pe care o citea prin pipăite și o citea în fiecare zi. Și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și sâmbătă. Și... După o vreme, pe buricele degetelor, i s-au făcut bătături care au devenit insensibile. Și greu mai citea Biblia. Ce s-a gândit ea? Mă duc la sertarul cu cuțite și a început să-și reteze bătăturile. Una câte una, una câte una. Bătături care, în scurtă vreme, i s-au cicatrizat și au devenit și mai insensibile. Cu lacrimi în ochi, fata asta a luat Evanghelia după Marcu și a făcut așa. Adio, cartea mea iubită. Când a sărutat Biblia și a dat seama că buzele ei sunt mai sensibile decât degetele. Și a început să citească Biblia cu buzele. Singura care ne poate scoate de falimentul spiritual și să ne păzească de cădere este Scriptura.
Tozer l-a întrebat pe un predicator: auzi, ai vreme să citești Biblia? Și a zis: nu. I-a scris agenda predicatorul ăsta și a zis: auzi, astăzi sunt pe stadion acolo. Pe urmă mă duc la conferință, pe urmă mă duc, am o serie de evangelizări, un turneu de evangelizări. Nu prea am timp să o mai citesc. După câteva luni, predicatorul acela a căzut în păcatul adulterului. Este scris, spune Iisus. Este scris. Este scris. De trei ori. Și zice Biblia că diavolul a plecat de la el. Degeaba rostesc ca și carismaticii de la The World of Faith: eliberăm locul ăsta de demoni. Și... dar când trăiești Scriptura și îl combați cu Scriptura, ascultați-mă, va pleca. Degeaba încerci să te lupți cu gândurile din mintea ta, să spui: în numele lui Iisus poruncesc demonilor din mintea mea, de oriunde, folosim cuvântul ăsta. Dacă în mintea ta nu mai există Scriptură de mult. Îmi spunea Darius, prietenul nostru, că la Oșa a venit o fată din familie de pocăiți care nu păcătuise mare lucru. Deci, pe lângă alții era îngeraș. Și la un moment dat, fata asta, pur și simplu, n-a mai citit Scriptura. A omis să o citească astăzi, a omis să o citească mâine, a omis să o citească poi mâine și așa s-a răcit. Și n-a mai devenit obișnuință să citească Biblia. Și diavolul a început să-i controleze mintea. Să-i zică că îi urâtă. Să creeze în viața ei stări de panică, să vadă tot felul de lucruri, să bage frica în ea, că după colții ceva, că dacă iese pe stradă moare, că dacă... Și Darius i-a dat o listă de versete și a zis: ascultă-mă, 3 săptămâni citești toate versetele astea. Cine ești tu în Hristos? Și vii la mine. Era o fată pe care diavolul o chinuia și o strâmba. După 3 săptămâni, după ce a venit la el, după ce a citit versetele alea, era complet sănătoasă. Pentru că Biblia, Scriptura, are putere. Are putere. Trei și închei. Al treilea principiu vechi pentru o generație nouă e principiul plinătății. Nu știu dacă v-am mai spus aici. La un moment dat, Apostolul Pavel spunea în felul următor: nu vă îmbătați de vin, efesenilor, ci fiți plini de... adică fiți controlați, stăpâniți, nu doar cercetați. Lui Samson i-a plăcut să fie cercetat, mișcat așa câte un pic. Nu știu, la care dintre voi v-ar place să ieșiți de pe scena vieții ca și Samson? Fără ochi, batjocorit, cu doar o singură rugăciune ascultată și aia înainte de moarte. V-ar place să ieșiți din viață așa? În momentul în care ea ființă o biserică, începe de la nivelul embrionar, în care se întâlnesc 3 oameni, 4, au viziune, au pasiune, mergem, facem afișe, postăm pe online, pe media, tot, am deschis biserica Ceneza sau orice altă biserică. Începe biserica să ia ființă, se strâng oamenii, unii de curioși, alții zic: voi, îmi place la voi, rămân, rămân. Aveți oameni serioși pe aici, păstori. Și la un moment dat intervine, deci se naște biserica, e copilăria ei, când da, mai faci câteva greșeli, de-abia începi să mergi, nu știi cum să aranjezi programele, cum ar fi cel mai bine, încerci aia și aia la altă și vezi că nu-ți iese, până la urmă ți iese ceva. Și la un moment dat, după copilărie, se duce biserica la stadiul de tinerețe, atunci când
biserică la Stadiul Tinereții, toți vor să facă câte ceva. Vin la Dorel, vin la... Cu ce putem ajuta? Eu aduc aparatul de cafea. Uite, eu vreau să ajut. Eu plătesc ecranul ăsta din față. Eu îl plătesc. Tobele, este cineva care... Nu, dau eu pentru ele. Și toți vor, deschid buzunarul, toți, grupuri, laudă și închinare, am voce, hai aici, tot. Dar după ce biserica trece de la statul tinereții la statul de maturitate, atunci lucrurile se așează. Știu, păstorul, comitetul, fiecare membru își are a lui scaun, că dacă vreau să mă uit după un membru la mine în biserică, să văd dacă îi, știu că el e acolo tot timpul pe scaunul ăla. Nu mai e dureros, că pe unii nu mai clintești de acolo veci. Deci avem evangelizare pe scaunul meu. Știu că e scaunul, dar vrea să stea, să meargă în altă parte. Și e dureros. Fiecare cu scaunul lui și prietenii care au văzut, au zis la voi, poate m-aude cineva din altă parte. Toți sunt așezate lucrurile. Dar cu maturitate mai intervine ceva. Cuibul gol. Și dacă cuibul acesta gol nu este umplut periodic de prezența lui Dumnezeu, cum zicea Martin Luther, biserica nu trebuie să fie doar o dată reformată, ci tot și din când în când sau periodic reformată. Singura reformă sau cea mai puternică reformă pe care o poate face, se poate face în biserică, este o trezire spirituală prin revărsarea Duhului lui Dumnezeu peste noi. Nu există. Putem să avem strategii, sunt bune, dar când coboară Duhul lui Dumnezeu, El pătrunde acolo unde strategiile mele și ale dumneavoastră nu pot să pătrundă. Că nu există cuibul gol, umplut. Biserica are nevoie după aia de reformă, pentru că devine deformă. Și mi-asum ce spun. Avem biserici cu tradiție, dar fosilizate. Intri în ele și intri ca în peșteră. Nici chestia să mai iubească frații nu au. Ai venit? Am venit. Bine, îți dăm o oră. Mi-a zis unea, în viața mea n-am predicat o oră. După aia, îmbătrânirea, nevoie de pensionare și moartea. Cum e cuibul gol la vieții tale? V-am spus că vin într-o biserică baptistă și parțial am rămas. La noi în biserica baptistă spuneau așa, darurile spirituale au fost pentru atunci, atunci și acolo. Revărsările pline de putere ale Duhului au fost pentru atunci și acolo. Exorcizările pentru atunci și acolo. Minunile pentru atunci și acolo. Și am crescut așa. Dar citeam Biblia și vedeam că Biblia vorbește altceva. Ne întâlneam cu câțiva tineri la rugăciune să ne rugăm și noi să avem părtășie și la un moment dat mi-am cunoscut soția din Biserica Pentecostală și ce să zic, unde merge bărbatul, vine și femeia. M-a hotărât să mă urmeze. Nu că eram eu ultimul tren, să nu înțelege greșit. Nu. Că m-a iubit. Și-a zis, bun, vin cu tine. Numai că înainte de nuntă, cu vreo 3 luni de zile, aveam un gol fantastic aici. Am stat, țin minte, și acum am imagine așa întipărită, când eram în bucătăria mamei mele și am zis lui Dumnezeu așa, simțeam o goliciune în sâmbătă aceea de februarie 2009, nu pot să vă explic. Și am zis lui Dumnezeu așa, Doamne, dacă mai vrei ceva cu mine, te rog frumos să faci ceva, te rog să faci ceva. Asta a fost rugăciunea, știam că undeva la Pentecostal, peste podul Budacului, așa îl numim noi, este rugăciune. Și am zis logodnice mele pe atunci, hai să mergem la rugăciune, că știu că rugăciunea mi-e benefică. Dar eram gol pe interior. Am mers la pentecostali, la rugăciune, și m-am dus și eu în față acolo. Și erau grupul de tineri care se rugau și eu m-am pus undeva așa la margine. Am îngenunchiat și am început să mă rog. M-am rugat simplu, cuvinte, și am simțit în momentul acela o putere pe care n-am mai simțit-o în viața vieții mele. Putea să fie controlată, dar n-am vrut, pentru că știu că e prezența lui Dumnezeu. Și am început să vorbesc ceva. Dar n-am zis, aleluia, aleluia, slavă ție, slavă ție, slavă ție, foc, sânge sau nu mai știu ce.
Pentru că la fel cum de ușor cum primim mântuirea, ascultați-mă, trebuie să primim și plinătatea Duhului. La fel de ușor. M-am ridicat, iar ultima rugăciune, după aceea s-a făcut pentru cauze, în mintea mea era o luptă teribilă. Dacă ce am vorbit la pentecostali, e de la mine, e psihologic, e de la diavolul. Pentru că, ascultați-mă, am fost... Dacă îi puneți pe tineri, vorbesc la modul general, să strângeți 10 tineri aici și să-i învățați, auzi, acum tu zi aleluia, 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 că se coboară Domnul. Zi foc, 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 aleluia, aleluia. Păi să-i pui 2 ore la săruință să spună aleluia, 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 vreau să vă spun că se încurcă limba în gură și bolborosesc. Atâtea botezuri cu Duhul Sfânt, ascultați-mă, au fost fake-uri. Din cauza că a fost tradiția bisericii, câți ai botezat? 80, 90, 100, domnule, de tineri au fost. Și unde-i pasiune? V-am mai spus aici, la câți botezați cu Duhul Sfânt pretindem că avem, ar fi trebuit să avem de mult o trezire spirituală în România. Și i-am pus parafa, ce ai zis? Nu știu ce o zis el acolo, că o zis ceva. Botezat cu Duhul Sfânt. Și la închinare, nicio bucurie, nicio dorință de a vesti cuvântul lui Dumnezeu, de a predica Evanghelia, nicio dorință de a-L face cunoscut pe Hristos, nicio dorință de a iubi, nicio dorință de a veni la biserică, nicio dorință de a te implica, nimic! Și am sunat o baptistă botezată cu Duhul Sfânt în seara aia și am stat în Mariana, uitați ce am pățit, uite, uite. Marius, am un safir, nu pot vorbi. Am ajuns acasă, am zis mamei mele, mamă, n-am, trebuie să ies undeva. Unde ești, mă, copilul ora asta? Ies până aici. M-am dus undeva jos, lângă apă, pentru că stăteam exact lângă apa Bistriței, era blocul meu, peste drum era apa Bistriței, m-am dus jos pe o platformă așa frumoasă și am zis lui Dumnezeu, era un cer senin de februarie și am zis lui Dumnezeu așa, Doamne, dacă ce am experimentat peste pod, e de la mine, psihologic, de la diavolul, te rog frumos, fă-mă să nu mai vorbesc în viața vieții mele, te rog. Dar dacă ce am experimentat peste pod, Doamne, a fost de la tine, te rog frumos din toată inima, fă-mă să vorbesc iarăși. Și n-am zis aleluia, n-am zis nimic. Pur și simplu am simțit că s-a coborât prezența lui Dumnezeu peste mine și am început să vorbesc normal, natural, în alte limbi. Am avut o bucurie, vreau să vă spun. Numai atunci când m-am mântuit Domnul, bucuria aceea mântuirii, am mai avut-o. Nu m-a interesat. S-ar putea să fie o epavas. Plinitatea cu Duhul Sfânt nu e excepție, e un mod de viață. În fiecare zi. Haideți să ne ridicăm. Nu vă grăbiți să vă rugați. Dacă trebuie să taci înaintea lui Dumnezeu, taci. Dacă trebuie să-i simți că trebuie să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, nu mai găsesc plăcere în a chema numele Tău și nici de a citi despre Tine. Știți, toate astea vin natural. Rugăciune e oportunitate de te sfinți. Și Biblia citită e oportunitate de te sfinți. Și acolo unde sângele lui Iisus curăță, Duhul lui Dumnezeu coboară. S-ar putea ca unul dintre voi în această dimineață să luați hotărâri noi înaintea lui Dumnezeu, să le pecetulească Domnul cu Duhul Sfânt. Să fiți altfel de când ieșiți de la biserică. Să trăiți astfel la alt nivel spiritual, să trăim săptămâna asta. Să venim aici să avem mărturii și să spunem, da, l-am experimentat pe Domnul. L-am experimentat pe Domnul. Mi-a vorbit Dumnezeu cu nume, mai vorbit de mult. Doamne, ai milă de noi. Revarsă-ți îndurarea peste fiecare. Nu ne grăbim să ne rugăm. Spune-i ce ai în inimă lui Dumnezeu, pentru că El știe mai bine. Spunea la un moment dat, citeam despre o poetă creștină americană,
vă spun așa cuvintele românești, că nu pușcă rima. Ea spune așa: Doamne, dacă aș fi, dacă buzele mele ar rosti cuvinte pe care inima nu le simte, aș fi ca o femeie care s-ar ruga în fața unui idol de piatră. De câte ori buzele noastre au rostit cuvinte pe care inima nu le-a simțit? Dar uită-te în interiorul tău, în inima ta, rostește ce ai în inimă. Spune lui Dumnezeu: Doamne, eu nu mai cred. Doamne, dar uite, stau înaintea ta, fă ceva tu, lucrează tu, revarsă-ți îndurarea peste mine. Doamne, pe cel ce vine la tine, tu ai spus că nu-l vei scoate afară, ci-l vei primi. Tu ai spus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Tu ai spus că tu ești Dumnezeul mângâierii mele, tu mă ridici, îmi rup legăturile, îmi dai viață. Mă înviorez, mă înștergi păcatele, mă ierți, Doamne Dumnezeule, vreau să mă rededic ție în această dimineață cu tot ce sunt, cu tot ce am, cu toată familia, cu duhul, cu sufletul și cu trupul meu. Și nu vreau, Doamne, să mai las pe altcineva păcatul să-și bată joc de mine, influența demonică în numele lui Iisus să plece de la mine, pentru că cuvântul tău are putere și duhul tău lucrează. Ne rugăm, ne rugăm.